Noi am pregătit și un bis, adică în cazul în care aveți succes cu chestia asta. Iarăși un intermezzo pentru așa amatori de detalii de cinefilie. Hotelul Trilogy a fost scrisă ca o serie de trei scenarii de televiziune pentru inițial pentru David Lynch, pentru unele din primele producții independente ale HBO la începutul anilor 90. S-a produs unul singur din cele trei, niciodată difuzat și de nevăzut astăzi, pentru că, de fapt, Lynch a refuzat până la urmă să le semneze și este începutul sfârșitului relației dintre cei doi. Este momentul în care David se și ceartă cu David Lynch, de fapt. Dar trilogia Camerei de Hotel rămâne un text dramatic care se joacă în lume și astăzi și a fost pus în scenă de teatru. Și a fost părlea cu noi. Da, da, da. Un succes monstru. Da, da, da. A venit special aici pentru asta, că era singura sală unde avea mai mult de... A avut un succes monstru. Da, a fost... Era sala Kipling în permanent. Da. Nu, eu nu mă prind niciodată dacă Marcel face glumele lui sau nu și nu știu cum să reacționez. A fost pe bun. Da, papi. Da, voi. Zi ploioasă la North Town Theater. Când aveam vreo 9 sau 10 ani, tata m-a luat de la școală și m-a dus la cinema. Nu-l vedeam des atunci pentru că ai mei divorțaseră și eu locuiam cu mama. În ziua aceea, tata m-a întrebat ce vreau să facem și, pentru că ploua, ne-am decis să mergem să vedem Dragnet cu Jack Webb și un film de Alan Ladd, Shade. În timpul spectacolului, tata mi-a cumpărat caramelele Holloway's Slowpoke și popcorn cu unt. Văzusem Dragnet de două ori și, pentru că nu era mare scofală, de-abia așteptam să văd Shade, pe care mai văzusem de altfel și îmi plăcuse, în special finalul cu puștiul, Brandon the Wild, care fugea printre trestii, strigându-l pe Shane să vină înapoi. Shane, întoarce-te! Întoarce-te, Shane! Mi-aminteam scena pe care abia așteptam să o văd din nou și am stat nemișcat tot timpul lui Dragnet, imaginând încă și tata vrea să o vadă, pentru că el nu știa filmul, așa că încât am fost foarte fericit atunci când a început Shane. Dar era miercuri și tatăl meu îi promisese mamei să mă aducă acasă la 6. Așa că pe la fără un sfert, tata, cum de altfel mă temusem tot timpul că se va întâmpla, mi-a zis că trebuie să plecăm. Dar tati, i-am zis, Shane ține până la 6:30 și vreau să văd când alergă copilul după el strigând, Shane, întoarce-te! Aia e cea mai tare chestie! Tata a zis, nu, trebuie să plecăm. Așa că m-am ridicat și am mers cât am putut de încet printre rânduri ca să prind cât mai mult din film, chiar dacă știam că nu aveam cum să văd finalul. Când am ajuns în holul cu draperii roșii și aurii, am văzut că afară turna cu găleata. Mi-am pus haina pe cap și am alergat până la mașina parcată în apropiere. Tata a condus până acasă și mi-a vorbit tot drumul, dar nu am auzit niciun cuvânt din ce mi-a spus. Mă gândeam doar la copilul care trebuia doar 10 minute să alerge după Shane. L-am pupat pe tata de la revedere și am intrat în casă, însă înainte să mă duc la masă, am rămas în hol și nemișcat, l-am privit cum pleca cu mașina. Noi nu am vorbit înainte de această seară referitor la textele pe care le vor citi cei doi actori. Marcel de-abia s-a întors de la Londra la o filmare și cu Papi chiar nu am vorbit în ultimele săptămâni. Dar mi se pare interesant că eu am ales să citească chiar acele bucăți pe care probabil aș fi ales și eu. O să las pe Marcel să înghidă lectura și chiar e un text foarte scurt și e ca un final la un film, se cheamă Înmormântarea, dar dacă ar fi să citiți această carte, vă recomand și mă trezesc după ce am adormit citind de Dezeu de la Mur de Rimbaud sau și Memontanda de Zorcaud de Renoir, care sunt două texte pe care dacă le citiți, vedeți scene linciene și atunci poate că înțelegeți că Lynch este foarte Gifford, ce spuneam mai devreme.